Bună seara, bine ne-am regăsit, discutam în această seară. Aș prefera eu un pic mai multă economie. De ce? Pentru că în această zonă sau de această zonă depinde tot ceea ce înseamnă și partea socială din acest județ și din această seară. O să mergem și spre zona politică, bineînțeles, pentru că este indispensabil în momentul de față, sau este indispensabilă politica, nu că am vrea noi neapărat să o avem aproape, dar se bagă ea, se vâră ea în toate. Și cu siguranță o simțiți, o găsiți în scările de bloc, în cutiile poștale, poate chiar în uși unii dintre dumneavoastră, pe ea pe politică, prin pliante, bineînțeles. O să apară și domnii politicieni, dar în campania oficială, adică cea de 30 de zile, o să vă întâlniți față în față pe stradă sau la uși, la porți. Atunci o să puteți să puneți și întrebări și chiar să îi trageți la răspundere. Până atunci, spuneam, încercăm să aflăm mai multe despre ce se întâmplă cu Partea asta care vedem arde, deși unii dintre politicieni, adică cei din zona puterii, cei din zona guvernamentală, spun că o ducem bine, că avem creștere economică, spun chiar că avem așa o situație, un trend. Mult mai bun decât alții europeni, decât alte state europene, și ne-ar lăuda europenii. Cred că sunt chiar invidioși pe cum o ducem. Vorbim cu un fost ministru al finanțelor, domnul deputat Dan Vâlceanu. Mulțumesc mult pentru! Mulțumesc și pentru invitație! Domnule Vâlceanu, unde se duce economia asta când se duce? Pentru că vedem, de aici vreau să pornim cu discuția, vedem, nu se duce într-o direcție bună, deși încearcă să ne spună oamenii ăștia care ne conducă, o ducem bine. Nu, noi nu o ducem bine, noi cei de jos. Poate o duc dumnealor bine sau poate fiind campanie electorală sau precampanie electorală, nu-și permit să spună că avem și probleme, pentru că problemele pe acestea îi trag pe ei în jos sau le ciuntesc din procentele electorale. Dumneavoastră, cum ați caracteriza ceea ce se întâmplă acum în România? Eu nu cred că trebuie să caracterizăm noi într-un fel, trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în realitate și să comentăm doar ce ne arată cifrele economice. Cifrele economice ne arată că în luna ianuarie inflația a început să crească, adică avem iarăși de a face cu creșteri ale prețurilor, și lucrurile astea, creșterea prețurilor, afectează direct populația, mai ales populația cu venituri mici. Pentru că în coșul de produse pe care pe baza căruia se calculează inflația, o să vedeți că creșterea de prețuri, de exemplu, a produsele necesare vieții de zi cu zi, alimente și alte produse, medicamente. Creșterea prețurilor e mult mai mare decât media creșterii prețurilor. Deci, practic, atunci când măsori gradul în care creșterea prețurilor afectează populația, observ foarte ușor că populația cu venituri mici este cel mai grav afectată. Populația cu venituri mai mari, mai puțin afectată, pentru că sunt produse la care prețurile au crescut mai puțin, dar nu sunt produse pe care să le cumpărăm în viața de zi cu zi. De asemenea, observăm astăzi, au apărut cifre, știam și eu de, de aceste cifre Astăzi a apărut însă chiar și în presă Avem deficitul bugetar pe luna februarie Undeva peste 1,2% din PIB, numai în luna februarie Deci, practic, în februarie și ianuarie, doar pe primele două luni am depășit 1,6% din PIB, deci ne apropiem de 2% din PIB, în condițiile în care nu ar trebui să facem maxim 5% din PIB pe tot anul. Și avem, după două luni, 1,67-1,65% din PIB. Deci, lucrurile nu arată bine deloc. Am ales acești doi indicatori pentru că ei sunt legați cumva. Creșterea deficitului bugetar este legată de creșterea prețurilor. Și, dacă coroborăm, și cu uh, creșterile de taxe, uh, arată practic faptul că uh, românii uh, au un trai din ce în ce mai greu pentru că le-au crescut taxele, veniturile nu le cresc uh, și prețurile, și veniturile nu le cresc uh, la fel de mult cum, le, cum cresc uh, taxele și prețurile. Și atunci, practic, vezi în fiecare zi că îți permis să cumperi tot mai puține. Uh, Într-adevăr, aveți dreptate. Cifrele astea strică uh, mesajul politic. Dar pe de altă parte, când stai de vorbă cu oamenii pur și simplu în stradă, ei asta simt. Ei nu simt că se strică mesajul politic, că nu interesează. Însă simt într-adevăr că toate se scumpesc pe fiecare zi, și culmea este că de la guvern din partea celor care conduc, li se spune, dar nu înțelegem, uh, de ce sunteți nemulțumiți? Că totul este foarte bine. Uite, v-am crescut pensiile, deși ele n-au crescut. Le-ai dat inflația, adică practic... Le-ai crescut, ai cres... dar celelalte creștere au absorbit. Nu, n-ai crescut nimic. Pur și simplu le-ai dat inflația, le-ai dat creșterea de plus. prețuri. Da? Creșterea prețurilor. De fapt, le-ai dat media creșterii prețurilor, pentru că, de fapt, în anul trecut, creșterea prețurilor la alimente, de exemplu, a fost mult mai mare. Sunt produse la care prețurile au crescut fantastic, la zeci de procente, da? Ori, din punctul ăsta de vedere, da, oamenii pe stradă, oamenii în stradă simt că trăiesc mai rău, simt că nu le mai ajung banii și nu înțeleg de ce. 29 de miliarde de lei este deficitul pe primele două luni, că spuneați de cifrele da. care au apărut astăzi. Credeți că vor mai ieși? reprezentanții puterii, pentru că ei în momentul de față trebuie să jongleze cu cifre așa încât să îl convingă pe electorat că fie nu vede bine, fie nu simte corect ce este în piață. Credeți că se vor mai duce oamenii ăștia să se întâlnească față în față cu alegătorii? Pentru că până în campania trecută era o modă, devenise o modă prindea chestia asta de a face politică de dor tudor, adică de a merge din ușă în ușă, să stai de vorbă cu omul și să i explici ce și cum, de ce ești tu bun. Oamenii ăștia să, nu să ne că le spună că, că sunt spun buni de ce. Nu i-vor opri să meargă de dor tudor, să meargă la ea, pe emisiuni, pentru că au făcut o și până acum cifrele astea nu au apărut nu să nu au apărut din senin. Păi Ele vin... dacă merg la uh, ușa cifrele astea vin după al doi ani de degradare economică. De ce? De ce mie, Am să vă spun uh, de Pensia ce. asta nu mi ajunge. Am să vă spun să ce. ce o să spun? Cumpăr și medicamentele de care da, depinde O să de viața le spun următorul lucru. S-a împrumutat cât și de aia nu putem noi. Adică vreau să vă spun Ei bine, că... bine, și atunci de ce nu l-ai lăsat pe câțul să rămână și să-și rupă câtul? Nu, dar dincolo de asta... Că ai spus că vii tu să știți care este, Știți care este... T -ai t -ai. De, ce le, de ce le merge cu minciuna asta? Pentru că oamenii nu au cifrele. Ei se duc la oameni dar care... Oamenii nu mănâncă cifre exact, și nu se Nu numai cifre. Că, Dar nu e oamenii... vorba de asta... Când în momentul în care te duci își, la un om. își formează o părere în funcție de ceea ce simte. Adică, în funcție de. Da, e adevărat, numai că realitate. oamenii își cer o explicație. Și dacă nu ai o explicație, inventezi una. Iar ei au inventat această explicație, da? S-a împrumutat altul înaintea mea. Și de -aia. Deși, de evident că dacă român. oamenii ar avea cifrele, ei ar observa că, de exemplu, guvernul ăla s-a împrumutat 130 de miliarde anul ăla Următorul an, de fapt în 2023, n-am zis 2022, să zici că, bă, uite, a fost un, nu știu, o inerție. Da, bă, și hai să, nu știu, să înțeleg că ar mai putea ține explicația asta. În 2023 s-au împrumutat 200 de miliarde. Deci, în guvernul câțul, statul român, a împrumutat 130 de miliarde. Și a plătit uh, uh, împrumuturi de, cred că, 17 miliarde. Ei s-au împrumutat 200 de miliarde și au plătit 30 de miliarde dobânzi, Da? Adică, totuși, cifrele uh, sunt extrem de uh, grăitoare, da? Cum să-mi spui tu când uh, ne-am împrumutat mult, când uh, a fost primul an în care scădea deficitul de la un an la altul, voi numai l-ați crescut de la un an la altul, da? și v-ați împrumutat aproape dublu, da? iar la, atunci când vine vorba de dobânzi, în 2022 s-au plătit dobânzi cât a, cât, a, cât, cât a plătit România în 2020 plus 2021. Deci lucrurile astea evident că sunt cifre pe care să spunem oamenii nu le au, sunt mai tehnice, sunt, sunt cifre pe care le au cei care sunt pasionați sau sunt informați în legătură cu situația economică. Dar, în general, oamenii nu le au. Și atunci ei se duc și spun orice. Gândiți-vă că am avut, de exemplu, cred că 6 sau 7 ani, în fiecare an, aceeași știre. Anul ăsta încep lucrările la drumul național de la Scoarța la Pitești. În fiecare an. Aveam această știre. Anul ăsta încep lucrările Scoarța Pitești. Anul ăsta încep lucrările Scoarța Pitești. Nu Ei mai nu. zice nimeni nimic de drumul ăla, nu s-a făcut nimic da. Încep lucrările scoarța să Și anul ăsta? Și anul ăsta Eu nu cred că mai pot Au să spun asta Au fost anunțate de la finalul anului trecut Deci este incredibil S-au făcut deja vreo 8 ani de când e făcută promisiunea Acolo asta. a fost un litigiu A fost un litigiu firma dar... Cu firma care a câștigat lucrările și nu le-a efectuat Din câte am înțeles a reziliat până la urmă contractul Nu, nu le-a efectuat, statul, statul român trebui... a oprit contractul. Firmele s-ar fi apucat, dar statul român a oprit contractul. După care firma a dat în judecată, s-a repus contractul în vigoare, da? după care iar statul român a renunțat la contract și acum iar se judecă. Și probabil va fi iar repus. Din câte știu, este o decizie definitivă de data aceasta și Dar să știți că se pregătește faptul o Faptul că a fost un litigiu acolo nu i-a oprit pe politicieni să spună, anumiți politicieni, să promită că anul să încep lucrările. Da. O să vedem. Dumneavoastră nu credeți că se vor face acele lucrări? Nu, nu cred că se vor face. De Evident ce? că nu cred. Oricum, nu începe anul ăsta. N-ai cum să începe anul ăsta. Treia prevăzut un buget, măcar o sumă, nu? Măcar pentru organizarea de șantier. Nu-i nu, nu prevăzut un buget nimic. Mi-e e greu să cred că vor face rectificarea bugetară, având în vedere cum am început anul. Începutul de an pare să fie uh, asemănător cu începutul anului trecut, când la fel am avut o explozie de fisică la începutul anului. o să anului? se mai dea în gropi pe acolo? Mi-e greu să cred că vor începe și la anul, pentru că la anul, din punct de vedere economic, românii vor suferi. Vor suferi și România, vor suferi și românii. Asta este an electoral. Încă statul român va mai injecta bani ca să amorțească, să spunem, situația. Dar la anul va veni corecția. Va veni corecția și corecția vine cu taxe și sper să se abțină, totuși să crească TVA. Dar. Cel mai probabil va crește TVA, vor crește o taxă importantă, pentru că altfel nu vor reuși să facă față. Gândiți-vă că anul trecut, care a fost un an dominat de discuția despre gaura din buget de 30 de miliarde, care, mă rog, s-a făcut mai mare după aceea, a fost un an totuși cu o gaură mică în buget. Deja vedem că anul ăsta lucrurile se agravează. Anul trecut, după două luni, Puțin peste 1% din PIB, 1,01 cred, sau 1,1 maxim, anul ăsta 1,6, peste 1,6. Deci, jumătate de procent din PIB, mai mare deficit doar în două luni. Doar în două luni, gândiți-vă la lucrul ăsta, și sunt luni care nu au fost afectate de măsuri cu impact mare, cu impact bugetar mare. Gândiți-vă că o să vină septembrie când trebuie recalculate pensiile și ai, o să ai un șoc numai în septembrie în luna, lunile septembrie-octombrie bu la bugetul statului care va aduce probabil pe ultimele 4-5 luni ale anului uh, o creștere deficitului bugetar cu cel puțin 0,3-0,4% în plus față de ce deficit aveai în mod curent adică Și mai sunt și acele rectificări care se fac nu vor mai în face a doua rectificări. parte a Nu vor face rectificări de deloc, va fi ca anul trecut Păi, domnule Vâlceanu dacă nu se va face o rectificare, sunt unele instituții ale statului care nu vor încheia anul, adică nu vor avea bani să termine ba anul. Da, vor avea bani să termine anul, vor face ca anul ăsta. Adică. Folosesc fondul de rezervă. A, va folosi guvernul fondul de rezervă da. și va. Deci anul ăsta, Ciolacu. Va aloca din el. Anul ăsta, Ciolacu, pentru a nu arăta situația economică adevărată a României, pentru că vedeți atunci când faci o ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară, tu trebuie să treci indicatori economici în ea și să uh, practic estimezi care sunt, care, deficitul, care e deficitul cu care vei încheia anul, da? cât vei avea deficitul în anul respectiv. Și atunci toate ies la suprafață, toate ies la ideal. Uh, la fel vor face și anul ăsta. Uh, pentru a nu arăta situația economică, vor uh, Ministerele vor ceda bani în fondul de rezervă și de acolo vor fi distribuiți așa cum dorește premierul. Anul trecut am avut peste 100 de hotărâri de guvern date pentru alocarea de bani din fondul de rezervă și s-au alocat și au tranzitat, practic, fondul de rezervă peste 30 de miliarde de lei. Deci, practic, sunt 6 miliarde de euro care au tranzitat fondul de rezervă și s-au dus în diverse, către diverse cheltuieli pe care Parlamentul nu le-a votat. Da? Mai mult decât atât. Anul trecut este prima dată în istoria României când este încălcată legea, legea bugetului. Pentru că, în, nefăcând rectificare bugetară, legea bugetului a rămas aceea de la începutul anului. Ea n-a fost modificată prin rectificare, da? prin ordonanță de rectificare. Și atunci, în lege scrie că treia să se încadreze guvernul într-un într deficit de 4,4% și au terminat cu 6, no, cu 5,7%, aproape 6%. Da? Ceea ce înseamnă că e un încălcat legea bugetului. E, și asta s-a făcut voit. A fost un abuz. Au ocolit, practic, calea legală de rectificare bugetară și au tranzitat fondul de rezervă cu peste 6 miliarde de lei, 30 de miliarde de lei, peste 30 de miliarde de lei. E, gândiți-vă că banii ăștia e, sunt banii ai oamenilor, ai românilor, pe care ei i-au plătit la bugetul statului și bani și, al, și probabil o parte din bani și împrumutați de statul român, care nu au ajuns acolo unde uh, legea e a obligat pe guvernanți să i trimită. De exemplu, de exemplu, au luat bani de la Ministerul Apărării. Au luat 7 miliarde, ceva de genul ăsta de la Ministerul Apărării și au dus către alte cheltuieli. Mm. Nu știu. De exemplu, să suplimenteze uh, bugetul de pensii speciale pentru că nu trecut bugetul pentru pensii speciale a crescut în România pentru tot felul de pomeni electorale, de m mai cumpăra primar, de a trece un primar de la un partid de la altul și așa mai departe. Primarii se cumpără. Haideți să fim serioși, uitați-vă că e, deja suntem în intermercato. E ca la fotbaliști. Îi cumperi ca pe fotbaliști. sunt sute de primari deja în toată țara care au trecut la PSD. Și cum se cumpără un primar? Cu fonduri de la bugetul statului. Vă pot explica foarte bine cei care fac lucrul ăsta acum, pentru că este o strategie națională la PSD Se transferă primari De exemplu, îmi spunea un coleg din Botoșani Că au transferat 12 și mai urmează 4, acum, imediat Și probabil că odată ce va apărea ordonanța asta a traseismului Lucrurile vor fi scăpate de sub control Pentru că atunci practic îi lasă legea le, le dai o lege, nu că îi lasă legea schimb legea și le dai lege să poată pleca Ceea ce nu înțeleg eu este de ce Partidul Național Liberal e părtaș la asta. Voiam să vă întreb, dar PNL-ul, de unde pleacă foarte mulți, este la guvernare, este partener, este într-o alianță, într-o coaliție cu PSD-ul. Da, Spre e halucinat. Primari, care este explicația aici? Adică s-au făcut niște niște jocuri în această ultimă perioadă, adică de la începutul anului, s-a convenit ca alegerile europarlamentare și locale să se comaseze pentru a ajuta PNL-ul. În ideea de a rămâne la guvernare alături de PSD, se știe practic, viitoarea guvernare va fi asigurată de PSD PNL în cazul în care nu se întâmplă altceva adică nu o să vedem un meteorit sigur. pe Eu scena politică. Desigur că se întâmplă tot timpul planurile pe care și le fac politicienii jocurile de asta au fost făcute. Adică da. acele artificii. Asta a fost... Cu scopul acesta au fost făcute. Listele comune pentru europarlamentari De asemenea. În aceste condiții. În care, spuneam, sunt deja în aceeași tovărășie cele două partide. Fac niște jocuri. Mai degrabă, cred că ca să două la deci, sunt într-o tovarășie. Partidele, partidele să știți, și aici inclusiv și PSD -știi. Deci, psd -știi de rând, psd din organizații, nu au ce treabă cu PNL-ul. Nici nu vor să audă de ei. pnl de rând, pnl din organizațiile noastre, din toată țara, nu au nicio treabă cu psd și nici nu vor să audă de ei. Și atunci? dar conducerea celor două partide la nivel național, unificate da, sub obblăduirea, sub atingerea divină da, de la Cotroceni, da, s-a întins asupra lor umbra de la Cotroceni și le au spus, bă băieți, așa se face. De ce? Pentru că, doamne, nu mai ai politicieni, în momentul de față nu ai lideri care să reprezinte ceva. Nici la PSD, nici la PNL nu ai lideri care să însemne ceva pentru electorat. Să-i vezi că uh, vin cu. Uh, au o viziune, vor să facă ceva cu țara asta, au curaj să-și asume reforme, da? Nu, nu, uh, nu se întâmplă asta. Ai doi politicieni, uh, unul cu bube mai mari decât altul. Mă gândesc aici la Ciolacu, de exemplu, despre care știam de când era mic că era de mână cu Haisam. da? Și există fotografii, uh, mă rog, Veslașul Dragnea după aceea. Uh, băgat în tot felul de combinații din astea politice urât mirositoare uh, și un ciucă care nu are legătură. El e uh, uh, domnul Ar Ciucă. în politică. E pur și simplu, că vine din armată. Nu numai că vine din armată, că n-a ieșit la a fost trecut în rezervă cu, acum câțiva ani. Dar a intrat în politică în 2020 la alegerile uh, parlamentare. A fost băgat a fost, în politică. Absolut, a fost pus pe o listă de senat, s-a trezit în senat, și după aceea s-a trezit pur și simplu președintele partidului. Lucrul ăsta și, și premier. Vă dați seama că nu ai deprinderile da, formate astfel încât să poți să gestionezi anumite chestiuni și să înțelegi ce vrea electoratul. Să înțelegi că ai niște obligații față de anumiți oameni. Și aici mă refer la electoratul tău, electoratul care ți-a dat un vot și pe care tu te-ai angajat că îl, vei, că îl vei reprezenta. Și atunci lucruri simple, da? Sunt prinși bine, strânși de președintele Iohannis și ați văzut, când pare că nu se înțeleg, dintr-o dată se întâmplă ceva, nu știe nimeni ce se întâmplă, Și se înțeleg. Pac, se înțeleg. Și dată, bagheta asta magică, cine o mânuiește? Evident președintele Iohannis. Dar și vreau să vă spun că e limpede pentru ce copil de grădiniță, cred că în momentul de față. Îmi spuneți că este un președinte jucător, Iohannis? Nu știu dacă e jucător sau nu și nu vreau să-l cataloghez eu, dar vă spun cu siguranță că și președintele PSD și președintele PNL nu ies din cuvânt. Acum eu știu că vor sări 15.000 de PSD și să-mi spună, domnule, nu e adevărat, dar... Realitatea îmi dă dreptate. Faptele îmi dau dreptate. Da? Cu toate acestea, avem un președinte al PNL-ului care pare foarte docil și pare manevrat păi, de deciziile... partenerul de la PSD. Nu, nu, să știți că nu e manevrat de partenerul de la PSD. Deciziile sunt luate de președintele Iohannis A, Președintele Ioanis îi spune: Președintele, președintele, președintele stai cu probabil discută cu Ciolacu și după aceea trasează sarcinile către. Ciolacul, Ciolacu PNL. Ciucă, prin, prin nu Nicolae Ciucă. Ciucă pare că se execută mai tot timpul. Da, e, asta Are... vă și spuneam, vine din zona asta de armată, de e militar, da. Asta cred că îl caracterizează cel mai bine. Să dea și să primească ordine. Și atunci Dar lucrurile arată exact așa. Probabil nu, nu să... dă mai puține, primește mai multe. Da, mă rog, primește de unde trebuie că, să primească și dă în porc. zona în care trebuie să dea. Vreau să vă spun că, inclusiv, ședințele noastre de BPN au ajuns deja ridicole. Adică, am avut un coleg care, în ultima ședință de BPN, a luat cuvântul și a spus, domnule, asta cu traseismul politic încalcă orice discurs pe care liberalii l-au avut de ani de zile. Orice politică liberală. N-am fost de acord cu traseismul. Ok. Am avut colegi care au trecut de la un partid la altul, au venit înapoi după aceea, mă rog, s-au întâmplat lucrurile astea, dar nu uh, ca o politică de partid, susținută de un partid. Da? Într-un județ sau în altul se mai întâmplau lucruri de genul ăsta, dar de oricum, destul de puține și nu era o politică asumată de partid. Până acum noi chiar aveam o problemă cu ordonanța 55, dată de și de Ponta atunci, prin care au luat, cred că, 400 sau 600 de primari, nu știu. De la momentul, ăla, la momentul ăla, și de la PDL și de la PNL, că erau două partide de atunci. Nu făcuseră fuziunea. Acum, cum să venim și noi să avem propria ordonanță? 55, adică e incredibil. Nu se poate așa ceva. Și spunea colegul respectiv, care e și președinte de organizație, zice, numai în ziua în care a apărut zvonul că va fi această ordonanță, mi-au plecat patru primari. Păi când va apărea oficial, va fi prăpăt, mai puțin la ei. Și i-a rugat să supună la vot ca PNL să voteze împotriva. Acestei prevederi din ordonanța de comasare a legilor, adică să nu apară, să nu fie susținută de PNL, nici măcar nu s-a supus la vot. Deci, pur și adică simplu. Nu l-au luat în seamă. Nu l-au luat în seamă. Deci, pur și simplu, omul a vorbit acolo degeaba, nici nu. Fiind acest trend de. nu știu, de a merge în tandem. Care tandem, iată, merge până la confund, confundarea celor două partide pe o listă comună. Credeți că PSD și PNL ar putea să urmeze exemplul de functului USL? Cu, siguranță la, un adică moment dat, să cu se... siguranță, la un moment dat, lucrurile se vor întâmpla. Despărțirea va avea loc. Dar pentru că nu. Cred că dacă nu se va întâmpla într-un orizont de timp rezonabil, n-ar trebui să mai aștepte și ar trebui să fuzioneze. Adică lucrurile trebuie să se despartă la un moment dat. Dar eu cred că până la prezidențiale nu se poate întâmpla această despărțire, pentru că, din punctul meu de vedere, lucrurile au fost tranșate. Vă aduceți aminte că aproape două săptămâni cât a durat acea discuție. Legată de comasare, în care nu se înțelegeau, nu eu, care nu am o relație apropiată cu conducerea partidului, ci colegii care sunt comunicatori ai partidului, veneau și spuneau public următorul lucru. Domne, da, nu ne înțelegem cu PSD-ul să facem comasarea asta, pentru că ei vor candidat comun la prezidențiale și se vrea ciola cu candidatul ambelor partide. Nu se poate, domne, PNL-ul să nu aibă candidat. Da? Și totuși, la un moment dat, ceva s-a întâmplat și s-au înțeles. Și atunci, primul lucru la care te-ai gândit sau ne-am gândit cu toții a fost înseamnă că au dat PSD-ului ceea ce PSD-ul și-a dorit. Adică le-au dat candidatul la prezidențial. A venit prima ședință de BPN, n au discutat despre asta, nici măcar despre calendar, deși în coaliție discutaseră calendarul. A fost acea, dacă vă ceți aminte, scenetă din cadrul conferinței de presă când Ciolacu spunea am discutat în coaliție, că spunea nu am discutat în coaliție. Despre calendarul privind prezidențialele. Poate unul dintre ei nu a fost atent. Nu, au fost atenți amândoi, unul dintre ei mințea. Și cel care mințea s-a văzut ușor cine a fost pentru că n-a mai fost o ședință de coaliție de la momentul ăla, dar a fost un BPN la PNL în care s-a adoptat calendarul pentru prezidențiale. Da? Pre inclusiv PNL a votat ca prezidențialele să vină în septembrie un alt aspect care te pune pe gânduri. Da? Doi, se aude pe surse, că nu e încă oficial, dar se pare că așa este, că vom avea un candidat comun la București. Da? Și că acel candidat este din partea PNL, Sebastian Burduja. Tot pe surse da? se aude, și nu mai rămâne decât timpul să ne demonstreze, că președintele Claus Iohannis va fi susținut, de, va fi propus pentru de, cu guvern da? pentru o funcție la nivel european nu știu, comisar sau ce poate România negocia la nivel european. Și atunci îți pui următoarea întrebare. Coroborând toate lucrurile astea, nu cumva ele sunt destul de clare, numai că noi ne prefacem că nu le vedem. În momentul în care ai candidatul de la primăria București din partea PNL, comisarul susținut de PNL, da? Claus Iohannis, și după aceea, ce se va întâmpla cu prezenția Bilu. Este clar că îl va avea PSD. Ori dacă lucrurile merg în, în, direcția asta, înseamnă că Partidul Național Liberal nu va avea candidat, ceea ce este o tragedie. Și nu cred că va rămâne fără urmări în Partidul Național Liberal. Pe de altă parte... Mai rămâne PNL după alegerile de anul acesta? Sau o să, nu știu, o să se comaseze cu PSD-ul? Păi nu, tocmai de asta vă spun. E, e, o tragedie. Își să... pierde Doctrina și. Dar nu e vorba de doctrină. Ești un partid mare, da? unul dintre partidele mari ale României. Nu există. Vin, uitați-vă cei la București acum. Vin la tine, toți liderii europeni da? Și tu nu ai candela prezidențială. Pe o rușine mai mare nu există. Nu se, dar nu se poate așa ceva. Este inadmisibil. Vă dați seama că un partid de calibru, partidul Național Liberal, cu istoria, cu vechimea lui, cu anvergura lui europeană, da? Și permite. Ca în România să aibă candidat la tocmai la prezidențiale, care sunt, cel puțin pentru populație, cele mai importante alegeri. Și știți de ce vă spun asta? Pentru că la prezidențiale este cea mai mare prezență la vot dintre toate alegerile, mai mare decât la locale. Deci e clar că pentru români, ele, aceste alegeri sunt cele mai importante și tu acolo n-ai candidat. Îl susții pe presedist. Și acum gândiți-vă cum ar fi să vezi organizațiile noastre, liberale, din toată țara, da? din fiecare comună și oraș cum merg ele să facă campanie președintului PSD. Este exclus așa ceva. Deci eu cel puțin și nu ce credeți că o să se întâmple. Le există două variante există două în variante în care ar fi un. Eu cred că alegerile prezidențiale cu... sunt un punct de inflexiune foarte puternic pentru Partidul Național Liberal care, ce ca, care putea... poate poate exista două fac... scenarii or să n-ai candidat. Așa cum se pare că lucrurile arată acum și atunci uh, ceva se va întâmpla în partidul ăsta, adică nu, se, nu poate rămâne așa, nu știu, o implozie, o implozie, o, explozie, o, nu știu, o revoltă. Se s-ar putea nu, scindează. o revoltă, sigur, bă, băieți, duceți-vă acasă, ok, nu sunteți în stare, se duc acasă, se duc și acasă nu. și vine altul care spune PSD, la revedere, puneți candidat, îmi pun candidat, nu există nicio înțelegere, da? Sau rămâneți voi cu înțelegerea cu, pe care ați făcut-o cu Claus Iohannis, cu noi nu participăm. Bun. Al doilea, a doua variantă este ca PNL să aibă candidat, și cu părere de rău vă spun că dacă acel candidat va fi Nicolae Ciucă, nu intră în turul 2. Nu trebuie să mă creadă pe mine cineva. Luați și verificați toate sondajele, indiferent de, eu știu, credibilitatea pe care o dați sondajelor sau nu, sau uh, sursei care uh, oferă un sondaj. Uh, trebuie lua, pur și simplu să le luați toate da, și verificați. Și o să vedeți că Nicolae Ciucă la momentul ăsta nu e în primii 5. Deci nu se califică nici măcar în primi 5, dar în primii 2. Domnule ce fac liderii PNL din țară care nu sunt de acord cu această poveste pe care zilnic vedem că o desfășoară actuala conducerea PNL de la București? Păi vă... sunt schimbați unul câte unul ce să facă. Iar ceilalți învață să tacă. Chiar nu, nu chiar altă? sunt schimbați. Vă spuneam, săptămâna trecută cred că săptămână, o săptămână jumate, a fost, a urmat Botoșaniu. Înainte de Botoșani a fost Olt. Înainte de Olt a fost telorman. Și tot așa. Adică lucrurile sunt clare din punctul ăsta de vedere. Și același lucru se întâmplă și în teritoriu, în filialele județene? În, nu, nu pot să vă spun ce se întâmplă în fiecare filială județeană, dar vă, vă pot spune că nu cred că există două filiale județene în care PNL să se, sau două județe, în care PNL se înțeleagă cu PSD. Nu există. Peste tot, este un dezastru. Un dezastru. Și uh, vorbeam cu. Uh, am, am început să am un uh, dialog cu fiecare organizație județeană în parte, pentru că vreau să fac o analiză. Asupra numărului de primari care au plecat la nivel național, din PNL, către PSD. Și din perspectiva asta să de vorbă cu colegii, să văd uh, ce s-a întâmplat. Presa, presa oricum, în a, abundă de astfel de informații. Citeam zilele trecute că au plecat trei primari la Iași. înțeleg deci, că. Conducerea la... partidului nu are o astfel de situație? Nu, sunt convins că nu. Și nici nu interesează. Conducerea partidului uh, a făcut uh, niște mișcări pentru a se adăposti. De propriile greșeli Și de propria politică pe care a făcut o în ultimii ani Aici mă refer la faptul că Ei s-au gândit că vor fi trași la răspundere pentru scorul de la europarlamentare și atunci având liste comune ceea ce e o mare greșeală Și eu cred că asta se va vedea și în rezultat Cele două partide vor lua mai puțin împreună decât ar fi luat separat Dar Rămâne de văzut numai atât mai sunt trei luni de zile și o să vedem ce se întâmplă Și uh, E o greșeală pentru că, practic, te lipești de PSD, dar tu, în fiecare județ din România, pe tine PSD te joacă pe cap, pur și simplu. Te calcă în picioare. Da? Și asta cu oblăduirea centrului, care a pus pe președinții de organizații liberali de județe, să n-aibă pe nimeni în spate. Deci ei ar trebui să aibă spatele asigurat de conducerea națională. Adică, în momentul în care apar anumite tehnici din astea neloiale și neprincipiale între parteneri, dacă cum își spun ei conducerea națională să ia atitudine să stea în spatele lor, da, să-i protejeze să ia atitudine, să se ducă la coaliția aia și să spună bă, oameni buni, nu în regulă nu se face așa ceva, opriți-vă altfel ne vedem fiecare de drumul lui da, dacă vreți să ne batem, ne batem dar nu putem să ne batem, dar să fim împreună da, e conducerea noastră națională N-a fost interesată să-și protejeze organizațiile, ci pur și simplu probabil că trocul a fost cu PSD în felul următor. Luați tot, nu vă oprește nimeni, dar trebuie să ne e, apărați pe noi, să ne asigurați pe noi că totul este în regulă. Și atunci au făcut această listă națională, listă comună, din care nu poți trage tragi un, un, o concluzie clară. Cât e PNL, cât e PSD. Pur și simplu vor... Va fi un rezultat. Dar o concluzie clară poți să tragi în urma alegerilor locale. locale. Pentru că Partidul Național Liberal. La locale, ce că se va întâmpla? Un dezastru. Un dezastru. Pentru că, vă spuneam, ne-au plecat de deja sute de primari din estimarea pe care o am până acum și o să vă dau câteva exemple ca să vă dați seama cam la ce nivel uh, s-au întâmplat lucrurile la nivel național. Uh, uh, vă spuneam că ei s-au asigurat la nivel național, dar județele, pur și simplu, le-au dat. Și nu poți să tragi o concluzie, e listă comună, n-ai cum să spui cât a luat PNR, cât a luat PSD, iar la locale lucrurile vor arăta dezastruos. Noi am câștigat alegerile locale ca vot politic în 2020, 34% la asta -a avut, au avut listele noastre de Consiliul Jețean. La Consiliul Jețean... Vă referiți acum la Gorș? Nu, mă refer la, la nivel la național. național. Da. La nivel național am câștigat alegerile locale cu un vot politic de la liste de consiliul județean. Deci vot politic pur politic. Nu de președinți de consiliu, nu de primari, nu de consiliu locale. de județene, 34%. Iar PSD a avut 29%. Ca număr de primari, era prima dată când lucrurile deja se echilibraseră, pentru că în alegerile din 2016, PSD cred că a avut undeva la 1400 de primari și erau primari cea mai mare parte dintre ei pe care îi luați coordonața 55 în 2014, da? adică cu 2 ani înainte. Dar, mă rog, ei și și-au menținut mandatul, cam la 1400 de primari aveau și noi vreo 800. Acum noi am avut 1264 de primari la nivel național, ei vreo 1360 pe aici pe undeva. Deci pur și simplu lucrurile se echilibraseră ca număr de primari. E, după aceste alegeri locale, noi din 17 de județene, președinți de de județene cât avem acum, dacă mai rămânem cu 10, ar fi extraordinar pentru noi. Dar s-ar putea să fie și mai puține. Ca număr de primar nu vă mai spun, că deja vă am spus, au plecat sute. Număr de consilieri locali, de consilieri județeni, va fi un dezastru. În Gorj, vă spun că ne am anunțat atunci spre 30% în 2020, în Gorj, ca vot politic la Consiliul Județean. Dacă iau la jumate acum, din cât am luat noi atunci, adică 15%, dacă ia atât Cred că, nu știu, e bine. Pentru, da. Adică, lucrurile arată groaznic pentru noi. Vreau să vă spun că, nu știu, cu fiecare om care vine să-și dea demisia din partid, eu simt o tristețe. Și au început să vină simpli oameni, adică membrii de partid, nu primar sau care pleacă, pur și simplu. Pur și simplu, oameni vin la partid și spun, domnule, vreau să plec. O, și oamenii ăștia care pleacă, se duc spre alte formații, un politice... Nu știu ce fac. La noi lasă doar o demisie. Vă spun că sunt care vin la mine la cabinet și spun că vor să demisioneze. Și eu le spun, mergeți la sediu partidului. Păi le-ai închis tot timpul. Nu știu să vă spun. Asta e. Dar ceea ce este important este că... După prezidențiale, cred că lucrurile... E posibil să se termine Adică fiecare să-și vadă de treaba lui Pentru Să că se termine și cu pnl Atunci ce să se întâmple se va Dacă întâmpla, se termină și localele Se va localele... întâmpla că trebuie să repornească o reconstrucție da? Să pornească și o să ia reconstrucție din nou și de să la iei de, Nu, de la zero câteva Deci procent. pur și simplu pornești de la zero Nu mai există câteva procente în momentul de față Noi nu mai avem vot politic Din momentul în care am stat atâția ani Împreună cu PSD la guvernare Și am girat împreună cu ei Creșteri de taxe, mai ales care au afectat electoratul nostru, noi promițind anterior că nu vom fi de acord niciodată cu creșteri de taxe, e clar că noi nu mai avem vot politic. De aceea au și, a, a și avut această logică de a duce localele cu odată cu europarlamentarele, pentru că știu și ei că nu mai avem vot politic și atunci mizează pe ce poate aduce fiecare primar prin a, valoarea lui personală. Am văzut că sunt în județ anunțați niște candidați din partea Partidului Național Liberal. I-a anunțat conducerea în ultima perioadă, conducerea PNL Gorș. Nu avem însă candidații stabiliți și poate sunt stabiliți, dar nu sunt anunțați pentru instituțiile de forță, adică pentru Consiliul Județean, pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu. Nu avem acei. Da, chiar pentru pe parte, primăria Rovinar, pentru că la un moment dat s-a spus că este posibil ca primarul de acolo să candideze la Târgu Jiu Să știți că există această. cum să vă spun, situație a Partidului Național Liberal care a fost, cred că a plecat de la centru și a infestat toată țara. E un fel de haos generalizat nu aș putea să-i blamez pe cei de la Gorj că n-au un candidat la primăria Târgu Jiu sau la Consiliul, Consiliul Județean. că câtă vreme noi nu avem un candidat la primăria București. Adică ce e mai important la alegerile locale decât cea mai mare primărie din țară pentru un partid, nu? Da, dar și pentru fiecare structură județeană sunt importante E adevărat, dar la primăria București, da, conducerea națională trebuie să vină să-ți spună, uite, candidatul nostru la București, gândiți-vă că Târgu Jiu, ar mai are 76-77 de mii de locuitori, dacă ori mai fi și atâția. București are 2 milioane jumate. Da? În București, conducerea județeană trebuie să o preocupe să găsească un candidat. După ce a avut primarul. Deci aici lucrurile sunt de noapte minții la noi la Gurș dar asta deja am tot discutat și n-aș mai vrea să repornim discuția despre faptul că PNL a avut primarul da, și a dizolvat organizația la la radia din partid și așa mai departe. Deci e de noapte minții ce s-a întâmplat aici. E, și gândiți-vă că la alegerile locale, la Consiliul Județean, cred că undeva în jur de 10.000 de voturi au venit numai din Târgu Jiu. Deci numai din Târgu Jiu. E, pe care clar nu le mai e acum. Adică dacă mai ia 2000, să zică mersi. E, dar dincolo de acest aspect, gândiți-vă că, să spunem, într-un județ nu știu, s-a întâmplat ceva, ai avut mână, n-ai avut o mână foarte bună la oameni, ce ai pus pe cineva care... Dar te uiți la nivel național, unde te aștept să fie niște politicieni mai responsabili și mai profi, cu o experiență. Dacă așa ajungi, se presupune că ai ajuns președinte, prim-vicepreședinte, secretar general la nivel național, da, ai o experiență, nu pici așa din cer. Și vezi că nu nu e nici acolo. Deci nu ai, nu ai candidat la București, nu ai candidații pe sectoare stabiliți deloc. Și mai sunt 3 luni de zile și mergem la vot. Da, în 9 iunie sunt alegerile. Păi mâine e 9 iunie. E, 9 martie. Deci în 3 luni de zile ar trebui să mergem să votăm. Și nu ai pe cine, nu, nu știi pe cine. Gândiți-vă că un partid serios, pe lângă faptul că trebuie să aibă un candidat serios, un candidat care reprezintă ceva în comunitatea respectivă, acel candidat trebuie să aibă și timpul să-și facă un program. Că nu candidezi pentru tine. Sau pentru gloria ta. Adică nu te duci la oameni să le spui vreau să fiu primar. Păi de ce vrei să fii primar? Pentru că știți, într-un... Totuși, să fii primarul Târgujiului, de exemplu, sau primarul Bucureștiului, e bine așa. Adică dai e bine, e, e de poziție socială. Nu spui asta. Nu, te duci și le spui pentru că vreau să vă fac să fac din orașul ăsta... Nu știu, o perlă, metropolă. Da, o metropolă, Bine, pentru că vreau să investim. Nu să... cred că duc lipsă de idei. Dar nu e. Ok, nu duc lipsă Oamenii de idei, dar, dar în momentul de față nu ai nimic, nici măcar ideile alea, nici promisiunile alea de șartă nu le ai. Nu ai nimic. Nu, avem candidați, cum spuneați, mai sunt trei exact. și noi nu știm... E, cum cu, să cine, speri? cu cine am putea să votăm? De pentru că Oamenii ăia trebuie să iasă în și istoria puni, să răspundă la niște întrebări. În istoria post de a României, oamenii... o singură dată s-a întâmplat. Cu Băsescu. Dar, mă rog, nu ai policien ca Băsescu, așa, nu trec pe șușa, așa, de zi, de zi da. cu zi. Știi cu siguranță ce s-a întâmplat în urmă cu aproape patru ani la alegerile de atunci, la alegerile parlamentare când o parte dintre primarii PSD au ajutat PNL-ul sau au ajutat anumiți candidații ai PNL-ului Credeți că se va repeta aici la Gorj povestea? La parlamentare? Nu la parlamentare, eu știu, poate chiar și la locale E posibil, la locale nu. Nu, n-ai cum. Nu poți să te duci. Să le dai niște consilieri. Nu, n-ai cum. N-ai cum. Știți cum se fac înțelegerile de genul ăsta? Înțelegerile de genul ăsta se fac pe zone politice sau pe partide despre care tu știi că au un vot politic. Vă dau un exemplu, aur. Dar aur are un vot politic, îl vezi în sondaje, dar nu îl regăsești nu se regăsește în localitatea respectivă în candidație, adică trebuie să existe o ofertă, niște oameni care să adune votul la politic. Da? Și atunci poți să faci o înțelegere de genul ăsta, de exemplu cu aur, ca primarul să-i dea doi oameni, pentru că este evident că într-o localitate există niște oameni care votează aur. Da? Dar altfel, de altfel înțelegeri nu se pot face, pentru că tu ar trebui, tu ca și candidat la primărie, nu poți să duci să spui, votați-mă pe mine, la lista de Consiliul Local tot cu mine, tot cu ai mei, dar la Consiliul Județean dați cu alți și la președintele Consiliului Județean dați și pe acolo cu Oamenii, oamenii primesc că vor primi acum 5 buletine de vot. Dacă faceți un exercițiu dumneavoastră, am mai avut discuția asta și cu colegi de partid, faceți un exercițiu, mergeți într-o localitate, luați, alegeți 10 oameni din primii 50 care trec pe stradă sau din primii 100 Spuneți-le să voteze diferit, dați-le patru bilețele sau cinci și spuneți-le să voteze diferit pe acele bilețele și după aia uitați-vă să vedeți ce iese E exclus, este, un, este o ciorbă, este o chisăriță acolo, nu mai știu Și atunci e simplu, omului trebuie să-i spui ce să voteze primarul da? Îi vine și îi spune de la cap la coadă dai cu săgeata mumă sau dai cu trandafiri Așa își aduc electoratul e, la vot alfel dacă te apuci să i amesteci, ai s-a terminat totul, nu. Da, o să vedem atunci în campania electorală cum o să fie această nu, informare. Nu la locale, nu. nu. Dar de la parlamentare informare. posibil să mai facă unii sau alții înțelegeri. Cum credeți că va arăta că vor arăta principalele sau care vor fi principalele patru partide? După aceste alegeri, ca și procent. După alegerile europarlamentare? Europarlamentare locale. Păi, ca procente, nu putem să, ne, să le departajăm. Pentru că vei avea PSD și PNL împreună. Nu poți să spui. La locale, care. locale, nu. Nu, dar la europarlamentare, la Euro, da. da și de aceea lucrurile vor fi diferite Haideți la locale. La, raportăm la locale pentru că aici vom și rămâne cu ceva. La locale eu cred că uh, PSD va câștiga alegerile locale. Au și luat mulți primari la uh, da, sunt am clare în multe județe. Cred că PNL va fi locul 2, mult sub ce am obținut, aproape 10. Cred că aproximativ 10% mai puțin. Adică de la, 2, de la 34 vom lua în jur de 23-25% la locale și maxim 10 președinți de Consiliu Județean. Cred că pe locul 3 ar putea veni dreapta unită și după aceea aur. Și am să vă și explic. Toată lumea se așteaptă să iasă aurul pe locul 3 și dreapta Unii unită. Unii îl plasează chiar pe 2. Da, știu că îl plasează, dar e complicat la locale să iasă sau pe dui. Nu au oameni, nu au organizații, nu au candidați. Da? Și să știți că la locale candidatul face mult. Practic, candidatul din fiecare localitate trage partidul, nu invers. Dar, totuși, în Alianța asta dreapta unită sunt partide, cum este, de exemplu, PMP, care au număr de alegi locali. PMP, la alegerile locale trecute, a luat locul 3. E adevărat că au plecat mulți și de la ei, dar încă mai au. Da? Și USR a fost pe locul 4. USR vine totuși cu un bagaj important în orașe mari. Și de aceea vă spuneam că mi-e greu să cred că, ca și vot politic, ca și uh, rezultat final, uh, vor reuși cei de la aur să depușească dreapta unită. Că eu cred că de alianța sa dreapta unită va avea un, uh, un scor mai bun decât aurul nu vedeți, în vedeți, județul Gorj, la nivel național. Am înțeles. Vedeți în Gorj, de data aceasta, vedeți niște răsturnări de situație? Nu, nu știu, Consiliul Județean, nu. vreuna din primăriile localităților mari, la vreunul din orașe sau municipii? Nu, n-aș prea spune că văd de situație. Că pot să văd răsturnări de situație. Există, într-adevăr, locuri în care uh, vom avea parte de o bătălie electorală reală și acolo oricine poate câștiga. Și unde un și vedeți altul. o bătălie? De exemplu, cred că asta se poate întâmpla la Motru. La Motru lucrurile nu au fost amestecate niciodată. E alb și negru. Adică acolo lucrurile sunt foarte clare. E Morega, e Gianu, nu are loc nimeni dintre ei. Bătălia este polarizată cu doi candidați care au susținătorii lor și rămâne de văzut ce se va întâmpla. Adică vedeți o luptă strânsă acolo. Da, acolo cred că orice se poate întâmpla. La Consiliul Județean? Nu, nu. E atât de debalansată situația încât e greu să cred că și noi începusem să sperăm că putem câștiga Consiliul Județean la următorul ciclu electoral, la dacă nu la următorul la maxim două ciclu electorale în față pentru că aveam două din câteva condiții pe care trebuie să îndeplinească un partid care să câștige Consiliul Județean. Să aibă primăria reședință de județ, voturi multe, și vorbim de zeci de mii de voturi, și să depășească 30 de primării. Deci dacă faci minim 30 de primării și ai și Târgu Jiu, ai o șansă mare să poți câștiga Consiliul Județean. Din păcate, noi am ajuns acum să mai avem, nu știu, 13-14 primării, nicio primărie importantă, deci numai comune și, ba nu, rovinari și turceni, dar atât. Și pur și simplu suntem în situația în care n-ai nicio șansă, adică ai ratat orice posibilitate. V-am spus mai devreme, dacă fac jumătate măcar din scor electoralul pe care l-am avut în 2020, e bine pentru această organizație. La Târgu Jiu? Am, Cum vedeți am, tot auzit, lupta. am tot auzit tot felul de Strategii. Nu, dar nu de strategii, de povești din astea. Dacă ar intra ăla, dar dacă ar intra ăla, dar dacă s-ar băga ăla, ăla. ce, nu există. E închisă treaba aici. E... Gândiți-vă că uh, noi am câștigat primăria Târgu Jiu cu un candidat de pe care știam de ani de zile. Știai de ani de zile că își dorește să candideze, vrea să candideze și a făcut campanie și așa mai departe. Nu poți să vii cu un om peste noapte. Și, și, ca, și la Târgu Jiu, ca și în alte orașe importante, ca în uh, alte orașe din țară, poți veni cu un om pe ultima oară de metri. Mai sunt trei luni. Nici apucă nu apucă să-l. În Jiu nu poți să mergi ca la țară să te cunoască oameni în persoană. Că n-ai când, n-ai cum. Una dintre variantele PNL-ului, de exemplu, a fost primarul de la Rovinari, nu e peste da, noapte. Din punctul meu de vedere, care din a de confirmat greși... că se, se ia în calcul da. varianta asta la partid și că dacă o să candideze, o să și câștige. Din punctul meu de vedere, Robert Filip este un om care are deja o experiență administrativă și politică, și mi-e greu să cred că s-ar putea lăsa condus într-o asemenea capcană. De ce ar fi o capcană pentru Filip? Pentru că, în primul rând, ar face două, orele, două, două greșeli dintr-o dată. Da? Pe de o parte, intră foarte târziu, dacă ar fi dorit să candideze, trebuia să înceapă mult mai repede. Da? Pentru că, vedeți, se pot întâmpla două lucruri. Pe de o parte, să dezamăgești oamenii din rovinari dacă nu-ți pregătești foarte bine lucrurile astea, și să spună oamenii, bă, te-am ales și tu acum atunci la Trăgujiu. Da? Mai aveam de făcut lucruri împreună aici, da? Și pe de altă parte, vin Trăgujiu, unde, fiind din scurt, nu-ți nu e asimilat. Nu ai timp să-ți faci o campanie și să reușești să convingi oamenii în timp atât de scurt. Din punctul meu de vedere, ar fi o greșeală să facă asta pentru el, nu pentru, eu știu, conducerea partidului de la Gorj. Pentru că e clar că, din punctul meu de vedere, cel puțin din ce am auzit și eu că sunt vehiculați, Robert Filip este omul care poate aduce într-adevăr cele mai multe voturi, dar el ar pierde oricum. Și nu cred că și-ar dori asta, mai ales că el e un politician care are o vârstă destul de tânără, da? își permite să aștepte până când Lucrurile se așează într-un anumit fel. Dar asta e, până la urmă, e decizia lui. Uh, ultima întrebare. Dumneavoastră? Uh, nu cu cine sunt, votați. Sunt în partid, Ce rămân în partid, evident. Uh, dacă, în vre... da, dacă vreau să plec, plecam până acum. Dar uh, v-am spus și am spus-o de multe ori. Atâta vreme cât mai am o speranță că lucrurile se pot, în, nu știu, drepta cumva, nu plec, pentru că. Și da. cât timp mai aveți răbdare cu speranța asta? Eu v-am spus din punctul meu de vedere cred că alegerile prezidențiale vor aduce sau apropierea alegerilor prezidențiale și post alegeri prezidențiale vor aduce o clarificare politică de care sincer să fiu noi în Partidul Național Liberal avem mare nevoie. Am ajuns cum să vă spun să fim da mă rog să nu avem cea mai bună să nu fim cea mai bună formă. Da. Nu ce să ne plângem de milă. Facem un fel de terapie de grup când ne mai întâlnim pe la București mai mulți parlamentari sau mai mulți colegi. E un fel de terapie de grup, așa, ca la psiholog. Ce, mai se, ce se mai întâmplă la tine? Uite și la mine. Vai, de capul nostru, suntem praf. Am înțeles. Na. Nu mai avem timp în această seară. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mulțumesc noastră. Și Vă eu. mai așteptăm aici, la TV Sud. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem tot aici. Rămâneți alături de programele noastre. Numai bine!